Dacă vrei să susții canalul, o poți face pe unul din linkurile din descriere. Hei, salut, prieteni! Mă duc în sfârșit să-mi iau autocolantul. Mai încerc o dată. Sper că de data asta mi-au adus ce trebuie, sper că am zis eu ce trebuie și să sperăm că astăzi îl și pun. O să, mă rog, să încerc să-l pun, că așa nu știu dacă o să-mi și iasă. Vom vedea. Gata, ai cam luat. Este cam ce trebuie. L-am pus lângă mașină și e cam ce trebuie. Uite, asta e. Să vedem, acum aștept să vină tata de la muncă, ca să mă duc la el acasă, că e mai mult loc acolo și stă la casă, e altceva, să încercăm să-l punem. Să vedem ce ne iese. Hai că am ajuns la tata, am spălat capota. Să o ștergem un pic acum și să vedem cum facem. Mult decât perfect. Nu? Da. Hai că am terminat, plecăm spre casă, acum s-a lăsat și noaptea. A fost teroare, deci am lucrat cred că 4 ore și tot n-a ieșit ca la ăia de fac treaba asta zi de zi. Dar e mulțumitor până când vin din Bulgaria și până când o să vopsesc, că vreau să vopsesc până la urmă. Deocamdată se vede ok. Nu e chiar impecabil, e cât de cât ok. O să mai vede cine știe ce acolo cu lumina asta. Ia uite, e puțin mai închis. Se vede, da? Hai că sunt rupt de somn, deci sunt rupt de oboseală. Mă dor mâinile, mă dor picioarele, nu mai pot de somn. Am lucrat, cred că vreo 4 ore la mașina astăzi. Tot n-a ieșit exact cum trebuie, era o grămadă de bule, o grămadă de cute, dar e ok, de la distanță se vede chiar ok. Și oricum este exact ce îmi trebuie mie momentan, cât să pot să plec în Bulgaria fără să-mi fac nicio problemă că mă oprește vreun tătă de la handicapat, care nu știe nici măcar engleză, să mă întrebe de sănătate, că de ce-i botul negru sau ceva. Așa că să stau eu liniștit, oricum vreau să vopsesc, cred că în următoarele săptămâni, poate chiar luna viitoare, vreau să vopsesc. O să vă mai arăt dimineață niște cadre cu mașina, exact cum a ieșit, să spuneți ce părere aveți
cum a fost făcută de către trei super amatori. Că acum noaptea nu se mai vedea cine știe ce. O să vă arăt mâine ca lumea pe lumină, exact cum a ieșit. Am filmat de acolo de sus de pe mașină cam vreo 2 ore din proces, că atât mi-a permis cardul pe care l-aveam în cameră. Dar oricum o să-l dau pe repede înainte, o să vă dau filmarea pe repede înainte ca să vedeți ce și cum, că doar nu o să vă pun să vă uitați la 2 ore acum. Oricum e prima oară când fac treaba asta, singurele cunoștințe pe care le-am și singura experiență sunt alea câteva videouri pe YouTube la care m-am uitat dimineață și eu zic că pentru o primă încercare e chiar ok. Întrebarea de ieri a fost, la ce este bună școala? Și răspunsul pe care am zis la întrebarea de ieri vine de la SoMTF Gaming. Și zice, școala e bună, în principal îți dezvoltă mintea și te ajută să te integrezi în societate. Însă în România problema este sistemul de învățământ. Nu degeaba tinerii din ziua de azi sunt mai mult interesați de calculatoare sau orice altceva. Culmea e că un manelist care de cel mai multe ori nu prea le are cu școala câștigă într-o săptămână cât ar câștiga un profesor în tot anul. Asta e marea problemă a societății și nu neapărat a sistemului de învățământ. E problema noastră, dovadă că dăm mai mulți bani și interes manelilor și restaurantelor cu lăutari decât dăm pentru educație. Lucru care ar trebui să se schimbe neapărat. Întrebarea de astăzi este, cum ați descrie voi țara noastră unui străin? În 3 cuvinte. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!